Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. De 3 ori în viață era să mor. Am fost internat în spital, grav de tot. Deodată a început să mă supere gâtul. Și m-am dus la un doctor mare, cardiolog. Domnule, ce am? Și, bă, tu ce ai gât acolo? Ai 2 prune mari de tot, tu ai 2 flecmoane, măi. Treci imediat și internează-te că dacă alea se crapă, mori. Am internat și nu mai puteam merge. Nu puteam mânca, nu puteam înghiți, nu aveam nicio speranță de viață. Și o săptămână am plâns și zic, acum ce să fac? Încredințează soarta mea, Domnule, Doamne, dacă mor, să mor fericit. Ei, zic că asta este. Și eram hotărât să mor, gata. Și eram fericit că mor. Nu mai aveam nicio supărare. 29 de ani am trecut, am văzut viața. După 3 săptămâni mi-a trecut absolut totul. Când treci prin creburile astea, începi să zici cât de bun Dumnezeu și ce căi interesante are. Încredințează soarta mâna, Domnule. Lasă-l pe el să conducă. Nu face pe deșteptul tu, mă. Nu mai lua tu soartă mâna ta, că te distrugi. Și permanent noi căutăm să punem noi mâna. Da, lasă, da. Lasă, nu. Ce mă fac? Stai liniștit. Care Dumnezeu 20 de căi mai bune decât asta. Da. Și desigur se întâmplă când ție ți se pare că ai pierdut totul, atunci când știi totul, dacă lași el să te conducă. Și nu mai lipsă de pace. Permanent ai liniște și pace. Asta este cauza stresului, că n-ai pace. De ce? Că nu ai legătură cu divinitate. Doamne Iisuse, salvează-mă. Și atunci ai pace și liniște. Ce este extraordinar să vezi că ai pace în cazul mai. Sunt săptămâni în care simți apăsarea, o boală nenorocită. Când avem stres, să nu uităm că acolo sus cineva ne iubește.